Bun găsit, doamnelor și domnilor, iată din nou împreună aici la Trinitas TV într-o nouă ediție de Bucuriile Vieții. Astăzi vom vorbi despre credință și rugăciune, despre bucuria de a ajuta pe cei aflați la limita dintre viață și moarte. Invitatul meu este domnul dr. Radu Țincu, medic primar terapie intensivă toxicologie și șeful secției ATI 2 la Spitalul de Urgență Floreasca din Capitală. Bine ați venit, domnule doctor, și mulțumim că sunteți la Bucuriile Vieții. Bine v-am găsit, cu mare drag. Doamnelor și domnilor, vreau să mulțumesc că în deschidere și prietenilor noștri de la Complexul Herăstrău, cei care ne-au găzduit astăzi această discuție de la Bucuriile Vieții. Domnule doctor, orice copil visează să devină medic, polițist, pompier, într-un cuvânt aș spune eu salvator. A fost acesta și visul dumneavoastră atunci când erați mic? Da, și cred că este oarecum justificat să avem astfel de idealuri, pentru că ce poate fi mai înălțător decât să fii salvatorul cuiva? Până la urmă, împlinirea vine în momentul în care faci ceva important pentru semenii tăi. Și atunci, sigur că ne dorim astfel de profesii. Multe dintre ele, mai mult decât o meserie, sunt anumite profesii care au vocații extrem de multe și ai nevoie de o anumită vocație pentru a le putea face. Da, mi-am dorit mai multe lucruri de-a lungul timpului, mărturisesc, multe dintre ele gravitând în jurul acestei idei a salvării, pornind de la a fi medic, a fi preot. Am avut la un moment dat această idee pentru a fi aproape de sufletele oamenilor. Cred că medicul reușește, dacă într-adevăr privește în profunzime această profesie, să fie și salvator de suflete, pentru că noi nu tratăm doar trupul oamenilor și trebuie să-i ascultăm și să-i înțelegem și din punct de vedere al emoțiilor, al sufletului. Oamenii nu vin la doctor doar pentru trup. Sigur, noi cu asta ne ocupăm și pe această zonă lucrăm, dar oamenii au probleme care țin și de suflet. Faptul că sunt depresivi, faptul că sunt dependenți de alcool, faptul că ajung la conflicte și diferite forme de violență domestică. Toate aceste elemente sunt mai mult în zona sufletului și a unei tulburări spirituale decât în zona trupului, în zona materială. Spuneați că ați vrut să fiți preot atunci când erați mic. Ce v-a făcut să nu ajungeți preot? Am avut această dorință undeva în partea de început a liceului. Ulterior am analizat și mi-am dat seama că pentru profesia de preot ai nevoie de un talent vocal, acela de a cânta. Nu sunt cel mai înzestrat în această zonă. Se putea educa. Se putea educa, oricum am înțeles de la diferiți prieteni preoți că nu cânt cel mai rău și că aș fi putut să fiu și în zona respectivă, însă am zis că n-aș vrea să traumatizez oamenii dacă nu fac lucrurile la un anumit grad de perfecțiune. Și atunci am mers pe varianta de a fi medic, tocmai plecând, cum spuneați, de la ideea de a fi în slujba omului și de a-l ajuta. Și vă spun, după 15 ani de profesare în cadrul spitalului de urgență, cred că nimic nu e mai frumos decât să te întâlnești ulterior cu un om pe stradă, cum mi s-a întâmplat de multe ori, pe care l-ai salvat și sigur tu nu-l mai recunoști, dar el te recunoaște și să-ți spună că acum 5 ani m-ați salvat și ați fost persoana care m-a scos din ghearele morții. Acest sentiment nu o să poată fi compensat cu nimic altceva și cred că dacă ar fi să privesc retrospectiv, aș alege fără niciun fel de ezitare medicina și aș alege fără niciun fel de ezitare terapie intensivă. Pentru că această zonă dintre viață și moarte este zona cea mai intensă și nu doar din perspectivă medicală, este și din perspectivă spirituală. Am învățat enorm de multe lucruri prin a sta de vorbă cu bolnavii și a înțelege ce se întâmplă în acele momente de suferință, ce se întâmplă în acele momente în care ești la limita dintre viață și moarte și care este impactul pe care o astfel de suferință intensă îl are asupra sufletului omului. Oamenii aceștia care pleacă din secția de terapie intensivă spun, sigur, în mod figurat, că au renăscut. Dar ei chiar au renăscut pentru că se produce o resetare a tuturor percepțiilor
în legătură cu propria ta viață. Te întorci de acolo cu o nouă percepție asupra scopului pe care l-ai în această lume. Pentru că ți-ai amintit de perioada liceului, acum ascultându-vă, mi-am amintit și eu de perioada când eram în liceu și aveam mulți colegi care își doreau să urmeze medicina. În schimb, au fost descurajați de faptul că trebuiau să învețe un pic mai mult decât ceilalți la biologie, la chimie, la fizică. Bănuiesc că și dumneavoastră v-ați apucat de medicină, de ideea de medicină pe perioada liceului, așa cum spuneați. Nu v-a descurajat niciodată această greutate a materiei multe? Ba da, a fost evident și nu doar din perspectiva învățatului în timpul liceului sau a pregătirii, ci toată lumea mi-a spus că medicina este o profesie unde vei învăța toată viața, care durează oricum mai mult decât orice altceva, pentru că sunt 6 ani de facultate plus 5 de rezidențiat, ajungi foarte târziu efectiv să profesezi. Pe de altă parte, foarte mulți medici m-au descurajat, spunând faptul că e o profesie extrem de dificilă. E un lucru care, să știți că mă întristează. Mă întristează două lucruri. Unul, că medici în continuare își descurajează tinerii să urmeze medicina și mi se pare că este un gest nedemn. Dacă profesezi în această meserie, nu poți să-i descurajezi pe alții să nu o facă și mă mai întristează la nivel general în România. Cred că suntem printre puținele țări care oricare dintre noi sau mulți dintre noi mergem în străinătate și ne desconsiderăm țara. În loc să prezentăm frumusețile României, le arătăm străinilor toate neajunsurile, toate defectele pe care această țară le are. Și este iarăși un lucru nedrept. N-am auzit niciun englez sau niciun francez să-și bârfească țara, să aducă în prim plan doar lucrurile negative. Dimpotrivă, toți acești vestici își promovează cu patriotism și cu dragoste țara, pentru că până la urmă este țara în care locuim. De aceea eu acum promovez medicina și spun oricărui tânăr care mă întreabă dacă vrea să dea la facultatea de medicină, este cea mai bună alegere și încurajez să facă această meserie. Cum încerc să conving prieteni din străinătate să vină să viziteze România, pentru că este o țară superbă, este o țară care îți oferă, dincolo de partea geografică extrem de frumoasă, îți oferă foarte multe lucruri unicate în Europa, pornind de la religie, pornind de la mănăstiri, pornind de la traiul oamenilor simpli din anumite sate. Cred că e un adevărat izvor de promovarea unor valori tradiționale și cred că acest lucru trebuie să îl reanalizăm, să nu ne mai desconsiderăm profesiile și să nu ne mai desconsiderăm țara. Știți, de multe ori există această cutumă românească a faptului că trebuie să-mi urmez în carieră părinții. Dacă tata a fost medic, o să fiu și eu medic. Și nu întotdeauna poate că reușești să devii la fel de performant ca părintele. Așa este. Vă mărturisesc că și tata a fost medic, a fost stomatolog. Nu mi-am dorit stomatologia, cu toate că ar fi fost poate mai ușor de profesat. Aveam și un cabinet unde aș fi putut face lucrul acesta. Însă am considerat că trebuie să îți urmezi întotdeauna în carieră. Jumătate din succes depinde dacă faci lucrurile cu sufletul. Dacă vei alege cu emoție și vei fi încântat de alegerea pe care ai făcut-o, cred că jumătate din drum s-a și împlinit. Și atunci am mers pe varianta de medicină generală și ulterior de o specialitate medicală. Da, într-adevăr, de-a lungul istoriei, oamenii și-au urmat profesiile părinților și acest lucru nu mi se pare un defect, pentru că până la urmă reprezintă un model. Părintele reprezintă un model, este modelul pe care l-ai văzut prima oară în viața ta și dacă a fost suficient de important să aibă un impact asupra ta, cred că e bine să urmezi acel exemplu. Dimpotrivă, sunt la polul opus, în defavoarea acelor părinți care își forțează copiii să urmeze cariera lor. Pentru că mi se pare nedrept să faci lucrul ăsta. Mi se pare o formă de egoism. Oarecum îți dorești împlinirea pe care n-ai avut-o prin forțarea copilului să urmeze cariera ta și nu te gândești că acel copil e posibil să nu rezoneze, e posibil să nu aibă niciun fel de sentimente pentru această profesie și să transform viața propriului copil într-un calvar. De multe ori, ca părinte, trebuie să-ți
reanalizezi aceste dorințe care, dacă sunt duse dincolo de dorința copilului, e posibil să-i facă mai mult rău decât bine. Această idee că părinții știu întotdeauna mai bine decât copiii merge până la un punct, dar în momentul în care copilul devine o entitate de sine stătătoare, devine o personalitate care are atât gândire, raționament, rațiune, cred că trebuie să îi dai libertatea să aleagă ce își dorește. Domnule doctor, ați ales terapia intensivă. Ce bucurii vă poate aduce această specializare? Da, întrebarea e foarte bună, pentru că multă lume mă întreabă cum de pot fi pozitiv după ce te lupți cu moartea în fiecare zi. E o presiune emoțională enormă. În primul rând, această suferință a oamenilor n-are cum să nu te afecteze într-un fel. Nu poți să fii indiferent la suferința atât de brutală, atât de profundă a unei ființe umane. În al doilea rând, ai această experiență a morții. În momentul în care îngrijești un pacient o perioadă de câteva săptămâni, în mod inevitabil se stabilește o legătură emoțională cu el. Și în momentul în care se întâmplă ca acea persoană să moară, este clar că sufletește există o tulburare. Pe de altă parte, un alt moment extrem de dificil cu mare încărcătură emoțională este reprezentat de discuția cu familia. Medicul de terapie intensivă de foarte multe ori este cel care trebuie să dea vestea unui final nefericit. Și acest lucru este iarăși un element care te încarcă foarte mult emoțional. Și în ciuda tuturor acestor elemente de încărcătură emoțională, suntem extrem de pozitivi. Și suntem pozitivi pentru că avem foarte mulți pacienți pe care i-am salvat, pentru că triumful vieții asupra morții întotdeauna îți oferă suficientă energie încât să te facă să mergi mai departe. Și întotdeauna după o gardă dificilă, cum a fost cea de săptămâna aceasta în care am internat foarte mulți pacienți gravi, după o gardă dificilă, când te recuperezi acasă, te gândești ca a doua zi vii cu forțe noi, pentru că există cel puțin o persoană sau chiar mai multe care au nevoie de ajutorul tău. Întotdeauna când pierzi o bătălie, e neplăcut, e trist. Dar întotdeauna te gândești că următoarea bătălie poate fi câștigată și dacă persoana care are nevoie de tine va fi salvată, e un câștig pentru tine și pentru ea. Pentru că ți-am amintit de partea aceasta sufletească, mă gândesc întotdeauna la bunici. Bunicii sunt cei care de multe ori ne insuflă nouă copiilor când suntem mici. Acea dragoste față de biserică, față de rugăciune, față de Dumnezeu. Cine v-a insuflat această dragoste față de Dumnezeu în familie? Nu doar bunicii. Sigur, bunicii sunt mai apropiați de biserică pentru că au vârsta și sunt oarecum în zona bisericii și de aceea se creează această idee că întotdeauna un copil este adus la biserică pentru prima oară de bunici. Ceea ce este o realitate. Însă în familie am înțeles și am simțit de la început importanța credinței. Ulterior am cultivat-o și am studiat singur foarte mult pentru a înțelege și a ajunge în profunzimea acestor noțiuni dificile pentru un copil. E greu să înțeleagă anumite lucruri, însă cred că elementul cel mai important în credință este a crede. Credința are nevoie și de raționament, pentru că are la bază foarte multă încărcătură care poate fi înțeleasă din punct de vedere rațional, însă credința, să știți că nu poate fi învățată matematic. La un moment dat, credința are nevoie pentru a fi completă, de acea sclipire, de acea iluminare a Duhului Sfânt, de a crede. Trebuie să crezi și trebuie să existe acea flacără în interiorul tău care să îți completeze noțiunile fundamentale, dogmatice, să ți le completeze cu trăirea efectivă. Din păcate, iarăși sunt extrem de trist dacă descoper că o persoană crede din punct de vedere dogmatic, dar nu are trăirea profundă a ființei lui în respectiva zonă. Degeaba citim, degeaba suntem cultivați, degeaba suntem școlarizați dacă nu credem în totalitate în acele elemente pe care le-am învățat. Și atunci am făcut această autoînvățare
care sigur a fost completată la un moment dat de această trăire. Credința astăzi, din punctul meu de vedere, trebuie să fie o credință aplicată. Oamenii degeaba mergem la biserică. Dacă în momentul în care am ieșit din biserică ne comportăm la fel, fără să existe niciun fel de impact la ce am învățat acolo, la ce am auzit acolo, înseamnă că ne-am dus degeaba, ne-am pierdut timpul degeaba și n-am făcut nimic. Trebuie când ne rugăm și să spunem că iertăm pe cei care ne greșesc, trebuie să o și facem în mod practic, pentru că dacă ne rezumăm doar în a declara dragostea și iubirea pentru oameni, degeaba facem lucrul respectiv. Iar în legătură cu bunicii, este un lucru extraordinar pe care fiecare copil trebuie să-l prețuiască. Bunicii au un cuvânt extrem de important în dezvoltarea copiilor. De ce? Pentru că vin cu o experiență de viață suficient de mare și această experiență de viață poate fi transferată pentru copiii respectivi. De ce să pornim de la zero când putem să pornim cu experiența pe care ei au avut-o până la urmă, care e rostul generațiilor? Să preluăm de la generațiile precedente toată experiența lor de viață și să pornim cu un bagaj de cunoștințe și un bagaj de experiențe, astfel încât să nu mai repetăm și greșelile lor. De aceea cred că e important ca familii, bunicii să facă parte o perioadă de timp din universul copilului respectiv. Așa este și ne pare rău atunci când nu mai sunt lângă noi. Așa este, ne pare rău, dar din nou trăirea, să știți că memoria unui om nu constă nici în mormântul pe care îl amenajezi, nu constă nici în fotografiile pe care îi le printezi și le pui pe cruce. El rămâne viu în conștiința și în sufletul nostru. Dacă în interiorul nostru amintirile pe care le avem cu bunicii noștri, cu părinții noștri, sunt unele frumoase care ne fac să ne gândim cu drag la ei, cred că lucrul acela este cel mai important și cred că acești oameni care simt lucrurile în felul acesta au senzația că prin ei, în sufletul lor, bunicii, părinții trăiesc în continuare. Domnule doctor, în Epistola I către Corinteni aflăm că bărbatul necredincios se sfințește prin femeia credincioasă și femeia necredincioasă se sfințește prin bărbatul credincios. Cum sunteți în viața de familie? Până la urmă împărtășiți aceleași valori cu soția. Soția chiar este medic și ea. Da, eu cred că e foarte frumos spus în epistolă, pentru că până la urmă epistola ne spune că măcar unul din cei doi să fie credincios, pentru că e posibil ca această credință să îl contamineze și pe celălalt. Și eu sunt o persoană pozitivă și optimistă. Întotdeauna cred că un păcătos sau o păcătoasă poate fi adus pe calea dreaptă dacă cineva vine și îi oferă sprijinul. Nu cred că trebuie să stigmatizăm păcătosul. Trebuie să conștientizăm păcatul și greșeala trebuie conștientizată, pentru că dacă nu o punem acolo unde trebuie, în acel catastif al lucrurilor greșite, începem să nu ne mai orientăm în societate și nu mai știm dacă un lucru e bun sau rău. Dar păcătosul nu trebuie stigmatizat, el trebuie ajutat. Iar în experiența asta de spital am învățat că oamenii păcătuiesc din foarte multe circumstanțe. Iar a ne transforma în judecători fără să cunoaștem circumstanțele mi se pare un lucru nedrept și mi se pare că am pus o sentință fără să ascultăm ce are de spus omul respectiv. Nu am întâlnit în experiența mea oameni care să păcătuiască de dragul de a păcătui. De obicei o fac ca o consecință la anumite neajunsuri din viața lor și atunci, dacă le înțelegi neajunsurile, dacă încerci să îi sfătuiești să treacă peste toate aceste lucruri, e posibil să-l aduci pe calea cea dreaptă. E nevoie în familie de liniște, pentru că trăim într-o societate extrem de grea. Pandemia a produs foarte multe disfuncționalități sociale. Presiunile sociale sunt foarte mari. Presiunile la locul de muncă sunt foarte mari. Această competiție interumană dusă la extrem creează foarte multe presiuni asupra individului. Iar dacă nu ai posibilitatea să revii în familie, să te decuplezi de toate aceste probleme și să îți recapeți liniștea interioară, cred că lucrurile nu mai pot fi controlate. De aceea e nevoie ca familia să fie o familie care să împărtășească idealuri comune, o familie în care credința trebuie să-i unească, pentru că, din nou, atacurile exterioare ale
cuplului modern sunt foarte multe. Pornind de la bani, pornind de la droguri, pornind de la desfrânare, toate aceste elemente atacă în mod real existența cuplului. Și atunci, dacă nu există o zonă de convergență în interiorul familiei și această zonă de convergență poate fi ușor obținută prin credință, cred că lucrurile pot fi ușor destructurate. Oamenii trebuie să-și dedice mai mult timp familiei, eu cred acest lucru, iar emoția pe care o creează interacțiunea umană dintre soț-soție, părinți-copii, copii-părinți, toată această emoție pozitivă realizează un scut energetic în fața tuturor acestor atacuri. Dacă nu ne vom reîntoarce către valorile fundamentale ale familiei, către credință, către a trăi într-o armonie interioară în cadrul familiei, suntem pradă tuturor acestor elemente exterioare. Ați amintit la un moment dat despre modele, că bunicii pot fi modele în viața noastră. Mai avem modele în zilele noastre pe care să le urmăm și de care să fim demni atunci când le urmăm? Din păcate, aici asistăm la un fenomen psihosocial extrem de grav. În ultimii ani, cel puțin în ultimii 15-20 de ani, cel puțin în România, dar și în alte țări, s-au creat modele false. Mass media, societatea a adus în prim plan modele care nu aveau niciun fel de fundament. Au fost promovate non-valorile, au ajuns păcatele să fie promovate și aduse la rang de virtuți. Oameni care desfășurau activități ilegale și se îmbogățeau au ajuns să fie prezentați ca oameni de afaceri de succes și că succesul tocmai din această ilegalitate și imoralitate a fost obținut. Oamenii desfrânați care divorțează și care își trăiesc viața fără niciun fel de regulă au fost de multe ori promovați ca modele pentru tineri. Distracțiile în promiscuitate sexuală au fost promovate la rang de distracție absolută și, din păcate, această politică de promovare a unor astfel de modele a produs o dezorientare a tinerilor. Până la urmă, de ce să-i spui unui tânăr să urmeze o facultate și să învețe pentru a fi șomer, când alternativa mult mai strălucitoare era a celor care aveau 4 clase sau erau analfabeți și care aveau afaceri înfloritoare prin ilegalități. Și aici, din păcate, un mare aport negativ l-a avut mass media, pentru că, de dragul audienței, de dragul câștigării unor puncte de audiență, au promovat astfel de modele. Dar, din păcate, pe o perioadă lungă de timp, aceste modele au schimbat percepția normală a realității. În loc să promovăm educația, în loc să promovăm credința, în loc să promovăm valorile morale, am reușit să implementăm aceste valori discutabile și, din păcate, tinerii le-au preluat ca fiind adevărate. Astăzi, vedeți, s-au diluat foarte mult normele de moralitate. Sigur că suntem într-o societate modernă, suntem într-o societate dinamică care încearcă să se adapteze, dar cred că anumite norme de moralitate trebuie să rămână. Iar rolul modelelor, tocmai acest lucru trebuie să îl facă. Modelele trebuie să creeze anumite șabloane pe care să le urmăm. Iar moralitatea are anumite puncte care, din punctul meu de vedere, sunt inflexibile. Nu ai cum să diluezi, n-ai cum să modernizezi anumite lucruri de moralitate. Eu cred în continuare că sexualitatea trebuie să fie un act intim care să privească intimitatea oamenilor, nu trebuie să fie promovată în parcuri, în restaurante. Cred că putem face absolut ce ne dorim în dormitorul personal, dar nu trebuie să încercăm să facem acest lucru în mediul public pentru a fi la modă sau pentru a crea adepți în jurul anturajului pe care îl avem. Pentru că vorbim de societatea de astăzi, în spațiul mediatic, mai ales în spațiul mediatic european, evocarea lui Dumnezeu tinde să devină oarecum un subiect tabu, aș spune. Este greu să-L mărturisiți pe Dumnezeu dumneavoastră, ca medic, din poziția pe care o aveți și mă gândesc aici dacă ați simțit vreodată că deranjați pe cineva. În mod evident, când
ai apariții publice și poziții publice, n-ai cum să îi mulțumești pe toți. Și cred că realitatea istorică ne spune că nici Mântuitorul nu a reușit să facă asta, dimpotrivă, chiar a ajuns răstignit pentru faptul că și-a împărtășit opiniile publice. Opinii care, de altfel, nu văd care era răul pe care îl aduceau. Persoanele care nu sunt de acord să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna întreb lucrul ăsta. Dacă cineva găsește o învățătură greșită în Biblie, s-o spună. Biblia nu promovează decât lucruri bune. De ce să nu înveți pe copii să nu fure? De ce să nu înveți pe copii să nu se îmbuibe cu mâncare, când obezitatea infantilă este în floare? De ce să nu înveți pe tineri să nu se desfrâneze, când numărul divorțurilor este în creștere? Și divorțurile nu trebuie privite doar din perspectiva separării unor adulți. Divorțurile trebuie privite din complexitatea pe care o determină la nivelul societății. Oameni care trebuie să-și împartă la tribunal copiii. Nimeni nu se gândește că poate casa e ușor să o împarți la partaj, dar sufletele unor copii este foarte dificil să le împarți și sufletele copiilor nu vor înțelege niciodată decizia judecătorului sau a notarului. Ei vor suferi pentru că părinții lor s-au separat. Deci toate învățăturile pe care le regăsim în Sfânta Scriptură nu sunt decât în sfera pozitivă. Ele ne-ar ajuta să putem să conviețuim și să trăim într-o armonie. Și atunci nu mi-este greu să le propovăduiesc, pentru că în mod evident am mult mai multe argumente să-i spun unui bețiv că nu e bine ce face, decât să-l încurajez să bea pentru că așa e modern. Este mult mai simplu să-i spun unei tinere că este dificil și este extrem de... să fie foarte precaută când își începe viața sexuală, pentru că pot fi tragedii, pornind de la sarcini nedorite, pornind de la boli cu transmitere sexuală, e mult mai ușor să-i spun să fie atentă cu păcatul desfrânării decât să o încurajez să facă acest lucru. Deci eu cred că atunci când vorbim despre Dumnezeu și îl avem pe Dumnezeu alături de noi, cuvântul lui este incontestabil. Și nu este incontestabil pentru că l-a spus Dumnezeu. Este incontestabil pentru că nu ai cum să contești învățăturile morale pe care Biblia ți le oferă. Ați părut vreodată un ciudat în fața colegilor sau în fața prietenilor? Pentru că până la urmă ați avut acest curaj întotdeauna să fiți deschis către oricine vă întreabă și să puteți vorbi despre Dumnezeu. Nu am fost, pentru că sunt o persoană extrem de rațională. Sunt o persoană care a înțeles traiul modern. Nu sunt o persoană care m-am retras din societatea modernă. Trăiesc și mă bucur de societatea modernă, dar am aplicat anumite filtre din perspectivă morală pe care nu le încalc. Orice s-ar întâmpla, sunt anumite aspecte ale vieții mele pe care nu le pot încălca și nici nu vreau să le încalc, pentru că așa cred că este normal să avem anumite limite pe care să ni le stabilim. În același timp, sigur că religia, știți foarte bine, are această ambivalență. Există și zona de percepție habotnică a religiei. Să ne amintim că au fost cruciade în numele religiei, să ne amintim că au fost atentate teroriste în numele religiei. Trebuie să nu ducem religia într-o zonă a înțelegerilor greșite, a înțelegerilor speculative în interes propriu. Sunt, din păcate, în cadrul bisericii, vorbind de credincioși, și oameni care duc la extrem aplicarea religiei. Religia, să știți că nu are scopul de a fi nici măcar o instituție care pedepsește. Religia nu pedepsește pe păcătoși. Religia încearcă să îi aducă pe calea cea dreaptă. Hristos n-a venit să arunce cu pietre, a venit să reușească ca pe tâlhar și violator să-l mântuiască. Rolul religiei și rolul credinței este să ne mântuiască și să ne ierte de păcatele noastre, nu să ne pironească pe cruce așa cum am făcut noi cu Hristos. Ați spus că aplicați acele filtre. V-au închis vreodată vreo ușă aceste filtre pe care le aplicați în societate? Nu mi-au închis ele ușa, eu am închis ușa. În momentul în care o anumită direcție era în contradicție cu principiile mele de moralitate, nu am deschis ușa, pentru că nu aveam ce să caut acolo. De principiu mă feresc de zona obscură
pentru că odată ce ajungi într-o zonă din asta întunecată, e posibil cu toate principiile pe care le ai, firea umană să nu fie suficient de puternică să reziste anumitor tentații. Pentru că de obicei filtrele care țin de anumite direcții unde n-am vrut să merg sunt filtre care țineau de moralitate și întotdeauna dacă există o tentație e posibil să cedezi la un moment dat. E bine să nu deschizi ușa unde crezi că dincolo de ea există un pericol, un pericol care te face vulnerabil până la urmă. Pentru că oricât de încrezători am fi în propriile noastre forțe, trebuie să nu uităm că avem o anumită limită și că omul este vulnerabil în a ceda tentațiilor, iar tentațiile de multe ori capătă anumite forme pe care nu le înțelegem întotdeauna. Știm foarte bine că și diavolul poate fi extrem de bine învăluit în lumină și poate păcăli cu foarte mare ușurință. La fel se întâmplă și cu ofertele pe care le primim în viață. Unele dintre ele pot fi camuflate și poți să nu te prinzi din prima că există un pericol. Domnule doctor, Patriarhia Română a dedicat anul acesta rugăciunii, prezenței rugăciunii în viața creștinilor. Există o rugăciune pe care cu toții o rostim în biserică, dar există și rugăciunea noastră personală pe care o rostim acasă, la locul de muncă sau în diferite situații în care ne aflăm. Care este rugăciunea dumneavoastră personală pe care o rostiți? Tatăl nostru e de departe, cred că și ar trebui să fie pentru oricine rugăciunea fundamentală, pentru că are atât de multe zone pe care le acoperă și îți oferă foarte multe pârghii de a ieși din situații critice. Dar mă rog frecvent Sfântului Luca al Crimeei, pentru că am o relație oarecum personală cu acest sfânt. Este sfântul pe care îl avem la spital, la Biserica Spitalului, sfânt pe care l-am adus în urmă cu ceva timp din Ucraina, prin o vizită pe care am făcut-o acolo. Ne-am dorit foarte mult ca în capela spitalului să existe un sfânt tămăduitor. Și am analizat mult timp ce sfânt ar fi potrivit și am spus că un sfânt tămăduitor care a fost și medic ar fi varianta cea mai bună pentru spitalul de urgență și atunci am mers cu acest sfânt, al Sfântul Luca al Crimei, care a fost chirurg și pe care l-am adus în spital în urmă cu 12 ani și de atunci este prezent în interiorul spitalului și a creat, să știți, un sprijin enorm pentru bolnavi, un sprijin enorm pentru aparținători, dar și o cale de urmat pentru personalul medical. Pentru că acest sfânt, un sfânt contemporan cu noi, un sfânt al secolului 20, este un sfânt care a reușit să transmită foarte multă învățătură, adaptată oarecum epocii moderne. Și este sfântul la care mă rog frecvent. Rugăciunea este extrem de importantă în viața noastră, pentru că rugăciunea este dincolo de aspectul religios, este o formă de meditație în care nu vorbești singur, vorbești cu sufletul tău și vorbești cu Dumnezeu. Suntem trei într-o rugăciune, ești tu ca om, ca persoană umană, tu cu mintea, cu creierul tău, cu vocea ta, tu cu sufletul tău și tu cu Dumnezeu. Toată această înlănțuire de întâlniri creează emoție, creează o descărcare interioară extrem de importantă. Iar rugăciunea este o formă prin care creierul se odihnește. Este o formă prin care sufletul își recapătă strălucirea divină de care are nevoie și este și o formă prin care Dumnezeu, prin miile de ani de existență pe pământ, îți oferă filozofia de viață. Îți spune ce să faci în situația respectivă. De aceea sunt rugăciuni când ești bolnav, rugăciuni când ești supărat, pentru că sfinții de-a lungul veacurilor au putut să creioneze acele rugăciuni care să răspundă necesităților noastre din momentele respective. Sfântul Luca, până la urmă, este un model al dumneavoastră, că tot am vorbit despre modele. Iată, putem să ne alegem modelele chiar și în această zonă, nu doar din ce vedem în peisajul mediatic. Da, depinde ce modele dorim să ne alegem, este clar lucrul ăsta. Sfinții, din punctul meu de vedere, sunt modelele cele mai bune de urmat. Pentru că au fost oameni, dar au fost oameni care au reușit să-și depășească condiția umană. Și atunci, dacă ei au reușit să se îndumnezeiască și să ajungă sfinți, fiind oameni,
înseamnă că această îndumnezeire nu este atât de dificilă, nu este imposibilă. Dacă Sfântul Luca a ajuns să fie sfânt, înseamnă că și noi putem să facem și să călcăm pe urmele lui. Și cum putem să ajungem la această virtute? Prin bunătate, prin iubire. Sfântul Luca al Crimeei a închis multe uși pentru că n-a renunțat la principiile lui morale, a suferit, a fost trimis în exil, în Siberia, pentru că nu a vrut să renunțe la credința pe care o are în Dumnezeu. Cu toate astea a ajuns sfânt pentru că și-a iubit atât semenii, dar a reușit un lucru extraordinar, a reușit să-și iubească dușmanii. Cel care l-a prigonit și care l-a dat afară din spitalul unde lucra, când a avut nevoie de ajutorul Sfântului Luca pentru a-i opera soția grav bolnavă, Sfântul Luca s-a reîntors și a operat-o, cu toate că era cel care l-a dat afară din spital și a făcut acest lucru cu dragoste. Și după ce a operat-o pe această femeie, soțul acesteia a continuat să-l prigonească și Sfântul Luca a continuat să se roage și să îi dăruiască iubirea pe care o simțea. Deci, cred că principalul lucru pe care trebuie să-l facem astăzi este să încercăm să le arătăm semenilor noștri iubirea. Iubirea este sentimentul care nu doar pe cel căruia îi oferim îl face bucuros. Iubirea este cea care ne face pe noi bucuroși. Faptul că reușim să iubim pe cei din jurul nostru este elementul care ne dă cea mai mare mulțumire sufletească nouă în primul rând și sigur și lor. Știm că medicina este o meserie până la urmă solicitantă, dar trebuie să mai avem și timp pentru noi. Ce pasiuni aveți? Mai aveți timp de ele? E mai greu, mai ales în perioada asta pandemică, a fost foarte dificil pentru că am lucrat foarte mult, însă încerc ca toate pasiunile pe care le-am să fie în zona de frumos, în zona care înnobilează trăirile sufletului. Suferința de la spital e suficientă. Încerc să mă deconectez de ea prin muzică. Muzica reprezintă un element esențial în viața mea, pentru că muzica creează emoție, creează emoție pozitivă, creează, dacă vreți, iarăși un dialog între tine, cel care asculți muzica și cel care a creat-o. Și acest dialog dintre tine și el este extrem de important și dincolo de asta muzica poate crea sentimente diferite. Nu întotdeauna rezonăm în același mod cu aceeași bucată muzicală. Depinde de starea noastră interioară și faptul că în momente diferite percepe muzica în mod diferit înseamnă că este vie. Ea este în dialog continuu cu propria noastră persoană. Și în al doilea lucru, încerc să mă bucur de natură. Mă deconectez, îmi las de obicei telefonul acasă, pentru că dacă îl iau cu mine este ca și cum nu m-am inevitabil deconectat. Răspundeți. Da, și evident numărul de apeluri devine din ce în ce mai mare de la o zi la alta. Dar să știți că dacă ieșim în natură, deconectarea de tehnologie e un element extrem de important și cred că face mult rău. Plătim, dacă vreți, această sabie cu două tăișuri, avem într-adevăr multe avantaje obținute prin tehnologie, dar avem și multe neajunsuri. Faptul că stăm tot timpul cu ochii în telefon, în calculator, acest lucru ne obosește creierul, ne supra-solicită și cred că și energia pe care o eliberează toate aceste dispozitive care ne înconjoară la un moment dat perturbă anumite zone energetice în funcționarea corpului. Și atunci deconectarea naturii e un element important. Și există energia vitală a Pământului. Faptul că te duci și te așezi pe pământ într-o zonă liniștită unde vezi vegetația, asculți păsările, auzi vântul care bate pe lângă urechile tale, cred că toată această formă de energie nu face decât să îți reîncarce bateriile și nu e doar o figură de stil, este o realitate pe care trebuie să o facem în fiecare moment. Domnule doctor, ne apropiem de finalul acestei ediții. N-aș vrea să ne despărțim înainte de a vă ruga să transmiteți în primul rând un mesaj tuturor celor care ne urmăresc și care poate încă mulți dintre ei și-au mai pierdut așa din speranța că totul va fi bine și mai ales mi-ar plăcea să ne spuneți care mai sunt pentru dumneavoastră bucuriile vieții și ce ar trebui să însemne bucuriile vieții într-o societate ca cea în care trăim astăzi. Cred că elementul cel mai important pe care trebuie să-l facem în fiecare zi este să fim împăcați cu propria noastră persoană. De obicei, oamenii sunt într-un conflict în interiorul lor.
conflict generat de anumite patimi. Iubirea de arginți, lăcomia, mândria, toate aceste elemente se află în contradicție cu sufletul tău și cu propria ta construcție divină. Deci, primul element pe care îl facem în seara să ne gândim dacă suntem împăcați cu ce am făcut în ziua respectivă. Al doilea element al bucuriei vieții este să trăim după principii morale. Să fim înmulțumiți și să nu ne reproșăm nimic. Al treilea element este să fim apropiați de biserică. Biserica aduce acea linie pe care trebuie să o urmăm. Este o linie creată de Hristos acum 2000 de ani și care, iată, este neîntreruptă, da? Pe care noi trebuie să o urmăm pentru că reprezintă elementul care ne ghidează. Și rugăciunea, pentru că e anul rugăciunii, nu întâmplător vreau să vorbesc despre rugăciune, pentru că rugăciunea este foarte complexă. Chiar dacă uneori nu avem dispoziția necesară, chiar dacă uneori suntem obosiți, trebuie să facem efortul să ne rugăm. Poate uneori ne rugăm mai mult cu capul, cu mintea, cu gura, uneori poate ne fuge mintea. Dar dacă facem această rugăciune, cu siguranță undeva ea rămâne. Rămâne ca învățătură. Ne amintim cu toți, este imposibil să nu ne amintim în momente grele de un fragment dintr-o anumită rugăciune, ceea ce înseamnă că ea a rămas sădită în interiorul nostru. Iar dacă ne rugăm și putem face acest lucru, să ne deconectăm de toată agitația lumii. Nu putem să ne rugăm în timp ce ne gândim la ce trebuie să facem în ziua respectivă la serviciu. Haideți să încercăm să ne deconectăm 3 minute în care să ne rugăm. Rugăciunea nu este din perspectiva cantități. E din perspectiva calității. E din perspectiva trăirii. Hristos ne-a spus clar: azi vei fi cu mine în rai. Și a spus-o cui? Unui tâlhar. Pentru că acel tâlhar a reușit atunci pe cruce, în câteva minute, să trăiască autentic rugăciunea și să fie sincer cu Hristos. Și atunci nu trebuie să facem rugăciunea doar ca să numărăm 30 de pagini pe care le-am citit, ci să o facem în câteva momente în care sufletul nostru să fie la Dumnezeu. Și dacă o facem așa, sunt absolut sigur că Dumnezeu ne va asculta. Domnule doctor, mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de noi, că v-ați făcut timp, un timp, spun eu, de calitate, pentru a petrece alături de telespectatorii Trinitas TV. Vă mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, le mulțumesc totodată și prietenilor de la Complex Herăstrău pentru că ne-au găzduit în această frumoasă ediție. Sunt Iulian Bobârnea și până săptămâna viitoare, când ne revedem aici la Bucurile Vieții, vă doresc toate cele bune și nu uitați, bucurați-vă de viață! La revedere!